predispoziție la ceva și vă îndrum către ortoped sau la fiecare ce este nevoie. Suntem în a treia parte a proiectului Educat și Sănătos în sectorul 3, de această dată pe cele 14 unități de învățământ și anume liceele de pe raza sectorului 3, clasele 9-12. 83 inspiră, 88 inspiră. La fiecare unitate de învățământ am venit cu echipele de kinetoterapeuți și am început măsurătorile, evaluarea, înălțime, greutate, indicele de masă corporală, evaluarea coloanei vertebrale. Nu se dă un diagnostic, nu se face o consultație medicală, este o evaluare kinetoterapeutică în care noi vedem predispozițiile, cu îndrumare către un medic de specialitate, medic care în continuare are dreptul de a da și a recomanda diagnostic sau tratament. Rezultatele ajung la părinți, pentru că scopul proiectului este ca părintele sau majorul de 18 ani să știe dacă are sau nu o problemă, ca să poată să ia o măsură pe mai departe. Acest proiect ne ajută să aflăm câteva informații despre noi, despre organismul nostru și să știm cum să prevenim sau să facem ceva bun pentru noi, să nu ne ducem într-o extremă sau în altă. Ca să previn obezitatea, fac sport și încerc să mănânc cât se pare sănătos și pentru probleme de spate nu fac prea multe lucruri, chiar petrec destul de mult timp la birou, dar am să încerc să le previn. Acest proiect este foarte important, ne ajută să ne dăm seama de ce probleme avem și să ne anunțe din timp despre poate mari probleme sau deloc. Broșura are informații foarte utile, ne ajută să ne dăm seama ce conține acest proiect. Recomand în primul rând evaluările la ortoped, evaluări kinetoterapeutice, în care copilul să vadă sau părintele să vadă că există o problemă și de aici să fie trimis către partea de kinetoterapie sau către NOT sau să facă mișcare, pentru că este foarte sănătoasă și sportul în general este foarte sănătos. În al doilea rând, o alimentație corectă, în care atât noi părinții să încercăm să-i îndrumăm și să învățăm ce este corect și ce nu este corect să mâncăm pentru a deveni și un adult sănătos.